Salutare tuturor la răspunsul provocării din săptămâna aceasta, care ținea de manevra de întoarcere. Deci, conform provocării, trei autoturisme se apropie de trei sectoare de drum diferite și toți trei efectuează manevra de întoarcere, care din ei au procedat regulamentar. În cazul autoturismului albastru, acesta se apropie de o intersecție, în fața căreia este instalat indicatorul de informare care se numește intrarea pe drumul cu sens unic, pe care deplasarea se efectuează din partea stângă spre dreapta și totodată regulamentul circulației rutiere stipulează că dacă nu sunt restricții impuse de alte indicatoare sau de alte marcaje rutiere, atunci întoarcerea în această intersecție este permisă. Deci, conducătorul albastru a procedat regulamentar. În cazul autoturismului roșu, acesta se apropie de o intersecție, în fața căruia este instalat un indicator de interzicere care interzice doar manevra de virare la stânga. Însă, manevra de întoarcere sau deplasare înainte sau virarea la dreapta este permisă, de aceea și conducătorul autoturismului roșu a procedat regulamentar. În cazul autoturismului verde, acesta se apropie de un sector de drum unde este instalat indicatorul loc de întoarcere, care de fapt ne informează unde este permisă întoarcerea vehiculelor, însă este interzisă virarea la stânga. De aceea și conducătorul autoturismului verde a procedat regulamentar. Deci, dragii mei, răspunsul corect pentru această provocare este inimile de culoare albastră, roșie și cea verde. Vă mulțumesc mult la toți și vă aștept la o nouă provocare.